Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Vitalie Dogaru și vă invit să discutăm despre cele trei zile de muzică clasică la Urheiul Vechi. Satul care până acum era recunoscut doar pentru peisaje, iată că a ajuns să fie acum apreciat și ca cel mai frumos amfiteatru natural. De 4 ani, 10 de artiști din Republica Moldova și vecinătate își dau întâlnire la Butuceni la Festivalul de Muzică Clasică Descoperă. Anul acesta au fost prezentate trei spectacole, printre care Rapsodii de Butuceni, Elixirul Dragostei și Perpetuum Mobile. Dincolo de feieria muzicii oaspeții festivalului, au avut posibilitatea să exploreze rezervația cultural-naturală a Urheiul Vechi și gospodăriile sătenilor care păstrează atmosfera secolelor trecute, dar și să participe la masterclass-uri pregătite de gazdele evenimentului. Discutăm împreună cu invitatele acestei ore despre cum a reușit festivalul Descoperă să se impună în lista evenimentelor muzicale din regiune și ce îl face să fie recunoscut de către cei mai buni artiști de la noi din Republica Moldova, dar și din țările vecine. Invitate în studio la această oră sunt doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, și doamna Svetlana Pociumban, șefă de direcție la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Bine ați venit la Publica TV! Da, pentru început aș vrea să revedem împreună cu cei care au fost sau cei care nu au ajuns anul acesta, ultima seară din cadrul festivalului. Încă o seară magică la complexul Orheiul Vechi. Sute de iubitori de operă s-au delectat la un concert în aer liber pe muzica lui Strauss în cadrul ultimului spectacol al festivalului Descoperă. Pe scenă au evoluat Ana Cernicova, baritonul Vladimir Dragoș și invitata de onoare Ljubica Vranes din Serbia. Un concert inedit. Ne place foarte mult și deja suntem la 3-a ediție. Очень счастливы, что такая традиция существует. И мы каждый год сюда приезжали и будем приезжать. Ну, звук прекрасный, просто такого не услышишь в театре. Замечательно. Cred că din an în an e mai plăcut, fiindcă vedem că din an în an mai mulți se regăsesc în muzică. Și asta înseamnă. Атмосфера чудесная. Очень здорово, что здесь взрослые вместе с детьми и дети с детства, с первых лет приобщаются к настоящей красоте. Invitata specială a evenimentului a fost Ljubica Vranes, solista Operei Naționale din Belgrad. Se află pentru a doua oară în Moldova, iar publicul și locurile pitorești din țara noastră au cucerit-o. I love Moldavian people. Moldavian public is very warm for me. They love me. I felt that on the stage. And this place is amazing, really amazing. This war do it for us artists on the stage to feel, I don't know, wonderful. Alături de mezzo-soprană au încântat publicul cu vocile de aur și soliștii Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, Ana Cernicova și Vladimir Dragoș. Această atmosferă plăcută, aer liber, natura, aceste stânci frumoase și muzica clasică sunt o combinație divină care merită să fie ascultată, să fie apreciată și mă bucur enorm de mult că amploarea acestui festival devine tot mai mare, tot mai multă lume vine. По-моему, я уже 2 или 3 пел. Я Риголета еще здесь пел, но 2 или 3 пел. Я пел, но началось именно с Пфайфера, потому что мы искали эти акустические места.
Dirijorul austriac Friedrich Pfeiffer a fost alături de orchestră la toate cele 4 ediții ale festivalului Descoperă, care este organizat anual de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Din an în an, iată că spune și publicul, festivalul devine mai interesant, mai atractiv și aduce nume sonore. Vă întreb pentru dumneavoastră, doamnă Bivol, cum a fost această ediție a patra, una cu pereche? A fost mult mai bună ca cea de anul trecut și mai proastă decât cea care va veni. Sunt sigură că festivalul acesta are deja un nume, un nume răsunător și interesul este unul foarte, foarte mare. Au fost atâția spectatori, chiar vorbeam acum cu doamna Svetlana, că au venit în prima seară peste 1000, în seara de operă au fost peste 4000, aseară au fost peste 3000, adică peste 8000 de oameni au venit acolo, în acest loc absolut fantastic, pitoresc, atmosfera asta care îți dă atâta încredere și atâta liniște, îți dă liniște sufletească și când e înmulțit încă la sunetele astea divine ale muzicii, îți dă o stare absolut de bine și toate trei seri au fost diferite, că de fapt organizatorii anume asta își propun, dar fiecare în felul său interesant și intrigant. Dacă doriți, fiecare număr, fiecare piesă aducea alt nume, alt compozitor și alt interpret și fiecare seară a avut și vedete invitate, în afară de artiștii noștri care sunt foarte buni, am avut și foarte mulți invitați. De exemplu, în prima seară a fost Rosanda Panfile, celebra noastră violonistă din Austria. La opera au fost un, cum zic eu, un complex, o garnitură, asta mi-am vrut să-mi gândesc, o garnitură de solești celebre, cum este Valentina Naforniță, Florin Guzgă, care pur și simplu pe toți ne-a cucerit, acel Mihail Dugotaru, Sorin, adică Soare, Tiberiu Soare, dirijorul care a fost absolut superb. Ultima seară, în afară de Vladimir Dragoș, care a stat la temelia acestui festival, în afară de minunata Anișoara Cernicova, am avut o invitată specială din Serbia, cea mai bună Carmen la momentul actual din Europa de Vest, este Ljubica Vraneș, o solistă din Serbia, care este un Carmen adevărat, în piele și oase, de la exterior până la vocea ei absolut super. Și temperament. Și temperamentul, sigur, da. Da, iată, dumneavoastră ați trecut în listă toate aceste nume. Vreau să vă întreb, pentru că, doamnă Bivol, cunoașteți foarte bine lumea artistică din regiune. S-a întâmplat așa că, la o întâlnire cu un mare artist, acesta s-a aduc aminte de Descoperă și dumneavoastră nu vă așteptați ca el să cunoască de acest festival. Asta ar însemna că, într-adevăr, festivalul a ajuns departe. Dar să știți că nu doar artiști, dar sunt nu doar nume de artiști, dar în discuție cu turiști, cu oameni din alte țări, zic, vai, aveți acolo, nu țin minte denumirea, dar zic, un festival acolo în aer liber, într-un loc, ceva magic. Am auzit, tare ne interesează să venim. Și în acest an ați văzut câți străini au fost, și jurnaliști, turiști, oaspeți, alaiul interpreților. De exemplu, Pfeiffer a venit cu prieteni din China, din Austria, care au venit să-l însoțească și să-l admire și au rămas absolut fascinați și îndrăgostiți de acest loc. Da, el are deja un nume foarte sonor, un nume recunoscut și trebuie să facem tot posibilul ca el să se dezvolte mai departe și să aibă o continuitate care să ne copleșească de fiecare an. Da, iar cel care a organizat festivalul este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Aveți și mai mulți parteneri, doamnă Pociumban. Cât de greu este până la urmă să organizezi un astfel de eveniment, așa cum spunea și doamna Bivol, cu foarte mulți străini care sunt și pretențioși în materie de cultură și organizare? Să vă dau detalii tehnice. Cele mai picante. Cele mai picante. Mă bucur că discutăm astăzi, când acest festival deja, adică ediția din acest an, deja a avut loc. Pentru că noi putem face niște comparații, putem face o analiză cu edițiile anterioare și putem trage niște lecții
cum să facem așa ca ediția ulterioară să fie și mai bună și mai frumoasă. Și evident că acest lucru îl cunoști atunci când discuți cu oamenii, când vezi cât de operativ se vând biletele, cât de receptiv este publicul. Pe lângă faptul că publicul nostru este foarte și foarte bun, așa zic toți artiștii din toată lumea care evoluează aici, publicul nostru devine, grație mare parte a acestui festival, devine tot mai atras pentru muzica clasică. Dacă ziceam că vă dau ceva detalii din spate, din bucătărie evenimentului, aș zice următoarele. Dacă la edițiile anterioare se consuma vin chiar în sala de spectacol, și nu zicem că acest lucru nu este admis în spațiu natural, pentru că noi un pic totuși ne permitem niște o abordare așa mai lejeră, că nu suntem într-un non-conformist, spațiu da. Non-conformist, exact, nu venim la o ținută anumită și ne mai permitem și acest lucru, grație faptului că trebuie să punem în valoare și meșterii populari, dar și acele vinării, acei producători de vinuri care devin tot mai mult cunoscuți în lume și vinurile noastre ne duc faima. Și dacă vedeam că la edițiile anterioare se consuma vin inclusiv la sala, în sala de concert, păi la această ediție practic nu se mai făcea acest lucru. Deci lumea consuma la bucătărie, cum am zice, și aici stăteau și primeau satisfacția. Erau foarte mulți copii, copii care erau încântați și evident ca micuții, erau foarte atrași de cei trei măgăruși care făceau parte din scenografie, exact, și aici cred că este absolut necesar să-l menționăm pe domnul Iurii Matei, care a fost scenograful și acestei ediții, o scenografie fantastică care în cea mai plină măsură a corespuns operei Elixir d'Amore, dar care foarte frumos s-a pleat și peste cea de-a treia sală, seară, pardon, peste Perpetuum Mobile pe care l-a prezentat orchestra condusă de Pfeiffer. Deci această simbioză sau această îmbinare a tuturor tipurilor, aș zice, de patrimoniu, pentru că, na, tot șefa direcției patrimoniu cultural sunt. Această simbioză între toate tipurile de patrimoniu sunt extraordinare anume aici, la Orheiul Vechi. Pentru că avem un patrimoniu natural, pentru că avem un patrimoniu imaterial, ceea ce auzim, pentru că avem un patrimoniu mobil, putem pipăi, putem... Deci, eu consider că scopul nostru major de a cultiva înțelesul pentru muzica clasică este atins și cel mai mult ce mă bucură, lumea după mine nu mai are această tentă, să zicem, de frică, că uite, este muzică clasică, în ea trebuie să pricepi și nu merg la operă. Este o pictură și nu pricep în artă și nu merg la muzeul de artă. Deci mă bucură că lumea devine din ce în ce mai receptivă și acel număr de spectatori în creștere pe care l-a numit doamna Bivol anterior ne face încă o dată să fim convinși că festivalul merită să se dezvolte. Este un eveniment care deja a prins rădăcini în Republica Moldova, un festival care, da, a devenit un eveniment cheie pe harta turistică și turiștii ne bucură că discutam cu o echipă din Franța care a fost prezentă la acest eveniment, care au venit cu alt scop în Republica Moldova. Dar în agenda lor au fost 3 zile de participare la descoperă. Deci asta e ce de unde am pornit noi, Ministerul Culturii, că aceasta era titulatura când am lansat prima ediție. Și cred că acest scop neapărat se va dezvolta, lumea va veni tot mai multă, pentru că asta de fapt vrem. Vrem să fim cunoscuți, dar totodată vrem noi să ne cultivăm pe noi înșine. Da, iată despre parteneriat. Știm că participă Teatrul Național de Operă, participă Filarmonica Națională. Există și suport din partea unor agenții economici. Dumneavoastră a spus că aveți o legătură cu companiile producătoare de vin. Mai erau și niște susțineri din partea unor agenții internaționale. Vorbim aici despre Agenția Statelor Unite, vorbim aici de Marea Britanie, a apărut în listă acum și Suedia. Da, exact. I-ați numit dumneavoastră perfect. Cred că este o ocazie în plus să-i mulțumesc pe partenerii noștri de dezvoltare că au sprijinit, au avut încredere în mesajul Ministerului
Ministerului Culturii de a lansa un astfel de festival, pentru că trebuie să zicem, mai multă lume a fost foarte și foarte sceptică de la început. Evident că noi fiind ferm convinși în forțele noastre și având astfel de orchestre în spate, având Filarmonica Națională și Teatrul de Operă și Balet, nici nu puteam pune la îndoială că nu va merge bine. Dar să nu fi fost acest Anatol Botnaru entuziastul evenimentului, motorașul evenimentului cu acest ecoresort Butuceni, care l-a găzduit pe Pfeiffer, care împreună cu cei care au fost la bazele acestui eveniment mergeau la rezervații și căutau locul cel mai potrivit pentru sunet, locul cel mai potrivit pentru scenă. Și este foarte și foarte îmbucurător că în aceeași zi, când a avut loc descoperă, prima seară, la mijlocul zilei a avut loc deschiderea încă unei pensiuni turistice dintre Bujeni, aceasta însemnând că oamenii din zona respectivă au simțit necesitatea dezvoltării pensiunilor pentru că numărul de turiști este tot mai mare și agenții economici care sunt în Butuceni nu vor face față. Nu din considerentul că nu o vor, dar pentru că turiști sunt mult mai mulți. Există loc și pentru mai mulți. Exact, da. Și aici chiar le mulțumim din toată inima celor săteni și agenților economici din localitate care au susținut evenimentul, nu neapărat financiar. Ei l-au susținut acolo prin prezență, prin faza că au încercat, au venit cu bucatele sale acolo prezentate publicului și a fost foarte elegant și bine în această ediție. Deci sunt mai multe elemente, mai multe detalii pe care noi le preluăm din această ediție. Da, iată ceea ce m-a uimit aici, doamnă Bivol, socotelele pe care le-ați făcut despre prezență. Așa. Mi-aduc aminte la primele ediții, ne bucuram de câteva zeci, câteva sute, okay. Exact. Și acum numărați în mii. 1000 în prima seară, 4000 în seara a doua și 3000 de spectatori în seara a treia. Da, cine sunt acești oameni? Sunt oameni interesați de frumos și este un public foarte select. Mă uitam la fețele acestor oameni care cu atât admirație savurau din plăcerea evenimentului, performanței, care, cum a zis doamna Svetlana, nu își permiteau să vină cu un pahar de vin doar la operă, în pauză, au mers și au făcut acest ritual, așa să-l zicem noi. Deci, oameni care ascultau cu sufletul la gură, nu era gălăgie. Deci au venit nu să se relaxeze, dar să admire, să savoreze. Și apropo de noutățile acestui festival, prima, cum ați menționat, doamna Svetlana, și despre domnul Botnaru, care face permanent ceva noutăți, dânsul în acest an a construit o scenă. Pur și simplu a construit-o, a consolidat-o, a turnat-o din beton și sub scenă a făcut camerine pentru schimbatul artiștilor. Încă nu erau perdeluțe, încă nu erau și făceam glume când pleca lumea acasă și artiștii din cor și se schimbau, spune: dezbrăcați-vă mai spectaculos să vă vadă lumea cât de frumoși sunteți. Adică asta sunt niște paranteze lirice. Ori acel decor care ne-a servit și nouă scenografie pentru spectacolul de seară a fost din întâmplare, dar așa s-a întâmplat că râul Reuț s-a revărsat și scena Strauss a fost inundată. Și, cum zice, tot răul e spre bine, da? E de bine și asta că s-a revărsat răul, adică nu a secat, dar a venit multă apă. Dar noi ne-am mutat în scena operei și am avut în spate acel decor splendid care a întregit atmosfera acestei seri, deoarece anul acesta, în ultima seară, n-a sunat doar muzică de Strauss, care este perfectă și pe care Pfeiffer a adus-o anume în original, așa cum se face la Viena, tradițiile vieneze, dar le-am completat cu fragmente din opere care au mai sunat la Butuceni. Da, mi-aduc aminte, da. Anul trecut a fost doar Strauss și se mergea pe această idee. Iată, da. Că s-a schimbat un pic accentul. Un pic am schimbat accentul, vă spun de ce, deoarece anul trecut a fost o oră și 10 programul și lumea a rămas așa un pic nesatisfăcută ca timp. Zice, cum? S-a terminat? Noi vrem mai mult. Și ne-am gândit să facem și cu fragmentele din operele care au mai fost interpretate, adică lumea care reminiscențe, să-și amintească ce a mai fost. Plus la toate am numit sugestiv acest spectacol.
acolo. Strauss, Perpetuum Mobile, în afară de faptul că are piesa Perpetuum Mobile, care de fapt ne descrie dialectica vieții, nimic nu are niciun... Deci tot începutul nu are sfârșit, adică viața se dezvoltă și se dezvoltă fără un final, doar prin dezvoltare și prin performanță și... dar plus la toate, anume prin asta, că Perpetuum Mobile, festivalul nu se oprește, ne amintim de ceea ce a fost, de fragmentele frumoase și aici Carmen a fost una superbă, această Liubiță Vraneș a fost feierică, fantastică. Vladimir Dragoș, care de fapt a stat la temelie împreună cu Pfeiffer și cu domnul Botnaru, a fost minunat, convingător. Acest Rigoletto a sunat acolo atât de zguduitor și convingător, plus Anișoara Cernicova cu Gilda, în duet și separat. Adică a fost o muzică care s-a încadrat perfect și în programul Strauss, deoarece uvertura Carmen este fantastică, este atât de fâșneață, este atât de vioaie, atât de energică, că a întregit foarte frumos acest program. Asta a fost ideea, ca să un pic să-l schimbăm, un pic să-l completăm cu piese. Plus la toate, la programe se lucrează conceptual foarte serios. Asta și vreau să vă întreb acum despre cât se lucrează pentru a face o astfel de bijuterie în aer curat, acolo unde nu depinde doar de calitatea artiștilor, depinde și de calitatea, să zic așa, condițiile climatice, depinde și de felul cum apune soarele, când apune soarele. La asta se lucrează foarte mult și dacă vreți să continuăm tema cu programele, deci de azi deja se muncește pentru ediția următoare. Deoarece se fac conceptele din timp ca să placă publicului. Nu poți cânta simfonii de Mahler acolo într-un cadru natural. Trebuie totuși să le dai dozat piese de mare popularitate, piese care sunt recunoscute. Nu este o enigmă sau o taină că lumea percepe muzica pe care o cunoaște. Mai bine o recepționează, da. Și în aceste piese mai, de mare popularitate, mai includem ceva nou ca să fie pentru ei o descoperire. O descoperire. Anul acesta, de exemplu, în prima seară am inclus în program și Balada Viorii de Alexei Stârcea. Mulți din ei, din spectatori, nici nu cunosc chiar și numele, dacă vreți. Și mai ales această piesă pentru cor, orchestră, dar atât de frumos a sunat, atât de frumos a pliat în context. Pe urmă a fost interpretată o rapsodie de Cantejón de Castillo, de muzică spaniolă, tot pentru cor și orchestră, muzică nouă, dar muzica spaniolă este care nu te poate lăsa indiferent. Atât de organică a fost ea în acest context, dar organică și cu piesa Rusan de Panfilica. Da. Care a ne umpleți de regrete pe cei care nu am reușit să ajungem acolo. Vreau să vă spun de Rusanda, da, de Rusanda Panfili, care atât de inspirată a fost și ea de program și de legăturile astea, că la final n-a rezistat și a venit și a cântat o improvizație. Mm-hmm. Inspirată din folclorul moldovenesc și spaniol. Adică și asta a motivat-o să facă așa ceva. Înțeleg că la anul... Dacă spuneți că deja se pregătește următoarea ediție a 5-a, probabil că unii deja se vor gândi și să-și facă rezervări. De acum despre promovare, am vrea să vorbim, doamnă Pociumban, unde și cum autoritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încearcă să introducă acest festival în listele cu mari evenimente culturale din Europa. Pe lângă faptul că sigur că dumneavoastră sunteți, cei de la mass media, sunteți partenerii noștri de bază atunci când vorbim despre promovare și vă mulțumim că de fiecare dată ne sprijiniți și ne organizați tot felul de întâlniri, emisiuni și așa mai departe. În afara faptului că există în ziua de astăzi aceste rețele de socializare care sunt motorul și nimeni nu poate să nege că ăsta lucrează cel mai bine acum, dar această metodă, rețelele și televiziunile locale, sunt destinate publicului local. Și noi totuși intenționăm, dezvoltând acest festival, să avem un public foarte mare, numeros, care vine din afară. Ziceam deja despre aceste agende turistice și aici neapărat menționez acel calendar al evenimentelor culturale pe care îl are USAID-ul. În acest calendar cultural, pe lângă alte activități, neapărat este Descoperă și neapărat este Ziua Națională a Portului Popular, că tot în ajunul acestui eveniment important și mare pentru noi suntem. Eu cred că pe lângă aceste forme, evident,
cea mai bună și cea mai eficace este persoana care a fost la acest eveniment și a rămas satisfăcută. Exact. Pentru că este absolut așa cunoscut lucrul când o persoană satisfăcută va aduce cu sine poate 5-6 și o persoană supărată va distrage de aici altele 20. Deci scopul nostru este să avem cât mai multe persoane satisfăcute și evident suntem deschiși la orice colaborare, la orice metode care tot apar și apar în epoca noastră atât de tumultoasă pentru a face cunoscut spectacolul și peste hotare. Și mai avem aici un sol, să zic, un as în mânică, un agent, toți artiștii noștri care au făcut faima festivalului și care de fapt o duc faima Moldovei peste hotare, cum este Valentina Naforniță sau cei care sunt soliști la alte opere, cum este Petru Jlihovski și alții, deci nu mai dau un număr mare. Deci ei revin la sine în scenă și evident că vorbesc, evident că distribuie această informație. Acest lucru ne-ar servi și nouă mult mai simplu atunci când invităm soliștii. Nu mai zici că, uite, avem un festival, se numește Descoperă și am vrea cumva și o prezentare amplă. Deci atunci când mergi la Opera Vieneză, deja eu cred că toată lumea cunoaște foarte bine că în Moldova există acest festival. Deci mai multe metode pe care trebuie să le puneți în aplicare și mă întreb acum câți spectatori poate să cuprindă spațiul ăla din Valea Râului Răut la Butuceni. Păi dacă zicea, pentru că dacă mergem Svetlana, așa cu 4.000 deja la un spectacol, mă întreb, mai este spațiul și pentru alții? Exact, mai este. Dacă ziceam de 4.000, chiar priveam atent stânga-dreapta ca să faci niște estimări și să vezi, mă rog, tehnica. Dar când vorbiți de 4.000, vorbiți despre numărul de bilete care s-au vândut. Nu, de oameni. Vorbim de numărul oameni, de vizitatori, pentru că un număr anumit de persoane au fost în baza biletelor de invitații. Pe invitații. Deci, oricum, noi cunoaștem absolut fiecare persoană. Numărul persoanelor care a intrat nu sunt doar niște cifre. Sunt niște cifre care se bazează pe date concrete. Deci aici vorbim despre numărul de persoane care au apelat la serviciile de transportare și știu sigur că foarte mulți oameni au putut să vină la festival datorită faptului că a fost asigurat transportul din Chișinău spre Butuceni și de la Butuceni înapoi, că nu fiecare poate să-și permită mașina acolo și mai mult ca atât chiar aș face îndemn ca la edițiile ulterioare oamenii să vină cu transportul public pe care noi îl punem la dispoziție, pentru că iată parcarea, ea nu este una nemărginită. Iar locuri de intrare aici, în Luncă, unde am avut opera și unde am avut Perpetuum Mobile, mai sunt cu siguranță și vă asigurăm că și scenograful Iurii Matei și toată echipa care lucrează acolo țin cont de toate detaliile. În cazul când numărul de persoane va fi și mai mare, el va fi aranjat într-o altă formă, scena va fi un pic ridicată, va fi luat un alt unghi, poate prins acel unghi de lumină, de soare, cum ziceați dumneavoastră. Noi vă asigurăm că loc este pentru mai multă lume. Să nu vă sperie că a fost un număr mare, noi vă așteptăm pe toți la ediția din 2020, care va fi una jubilară, vom face 5 ani și va, și sigur că vom pregăti și mai multe surprize aici, despre care astăzi chiar nu este cazul să vă povestim. Și cum vedeți dumneavoastră, doamnă Bivol, această ediție jubilară, a 5-a? O văd foarte bună și foarte convingătoare. Foarte mult depinde de opera care va fi selectată, deoarece recunoaștem că este evenimentul central, Descoperă, s-a pornit de la el. Aceste două concerte care deschid și închid festivalul, ele trebuie să fie la fel foarte atractive, cu program atractiv și cu nume foarte interesante. Că la opera au venit 4.000 de spectatori, nu doar pentru Elixirul Dragostei, că nu toată lumea îl cunoaște pe Donizetti. Elixirul Dragostei totuși este pentru cunoscători, pentru oameni și pentru din domeniu. Da, dar au venit pentru nume mari, pentru această Valentina Naforniță, pentru Florin Guzgă, care de fapt pe mine ca muzician
m-a cucerit. Și Tiberiu Soare, acest dirijor din România, în acest an s-a mers și pe formula asta, opera să fie dirijată de un alt dirijor și este frumos, un festival prevede această perindare de nume, de programe, de artiști, este absolut firesc acest lucru și nici nu poate un colectiv să toate trei seri să țină față și să țină piept. Să facă față și, și dirijorii, da, s-a mai vorbit că nu e bine, că Pfeiffer este cel care a inventat și nu știu ce, era și el supărat un pic, dar să știți că asta e de bine, că a venit și un alt dirijor. Schimbă și atmosfera, schimbă și suflul și deci, perceperea muzicii. Eu sunt convinsă că va fi una foarte frumoasă, dacă vom începe să lucrăm la ea de pe acum, deoarece chiar... Cum zic eu, din nou mă întorc la programe. Aceste programe care par foarte simple, dar ele conceptual se leagă. Trebuie să... Eu programul pentru prima seară, acel rapsodii de Butuceni, l-am pornit de la Bolero, pe care l-a vrut Pfeiffer cu tot din adinsul, dar ea a fost spectaculoasă. Fantastic. Eu vă mulțumesc foarte mult. Rămânem atunci cu aceste secrete și le dăm întâlnire tuturor la anul, la Descoperă, la Butuceni. În câteva minute știrile, rămâneți cu Publica TV.